Bună ziua! Astăzi vă prezint moneda de 1 dolar, Elisabeta a doua, tip mic, nemagnetic, emitent Barbados, pe perioada reginei Elisabeta a doua. Monede de circulație standard între anii 1988-2005, compoziție cupru-nichel, greutate 6,32 de grame, diametru 28,85 de milimetri, grosimea 1,65 de milimetri, formă curbă echilaterală heptagon, 7 fețe, orientarea liniere medalie, sus, sus. Pe avers avem stema Barbadosului, împărțind data deasupra tridenților și numele țării în partea de jos. În scrisul, mândrie și industrie și Barbados. Pe verso este peștele zburător, peștele național din Barbados și valoarea mai jos. Marginea este netedă. Această monedă este din anul 1994. Valoarea nominală a monedei este de 1,90 dolar. Se găsește la vânzare cu prețuri cuprinse între 3 dolari și 13 dolari. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă rog să dați like și subscribe. O zi bună!